Eu sunt cel care citesc ceea ce găsesc de cuvinte și ceea ce îmi dă posibilitate să mă dezvolt continuu. Spre exemplu, nu ești nicio secret când am spus că am citit de 12 ori romanul lui Contele Monte Cristo sau romanul lui Maurice Druon, Regii Blestemați, de 6 ori. Și de fiecare dată, fiecare lectură, îmi dă posibilitate să descoperi ceva nou. La Mariana Arelianu a spus foarte corect, doamna directoare, citești și ești zguduit de ce, cu ce se confruntă generația tânără, problemele, speranțele, conflictul social, este un fel de chemare a sufletului, un îndemn a inimii pentru cei de la guvernare, pentru semenii ei. Și este interesant, dacă eu nu mă greșesc, dintre scriitori, această temă a abordat-o regretatul Grigore Vieru, care a fost pusă și tradusă în versuri, apoi în lucrări muzicale de către cunoscutul interpret, ca să părintească un semn, cum îi spune, Mihai Ciobanu. Și ceea ce le-a dat Mariana Arelianu prin generație, prin eroii din romanul său, este tentativa, în primul rând, ca în felul său să pună în evidență, în centrul atenției, problemele generației de astăzi și, în același timp, ceea ce transmite mass media despre problemele consumționării noștri din Rusia, din Italia, imposibilitatea de a se afirma la nivel social, psihologic și de alt gen, dânsa a avut curajul, la nivelul vârstii sale, la nivelul cum ea contemplează, să abordeze această problemă. Este păcat că mass media, și nu numai mass media, dar și liderii politici de la noi, în temei sunt afectați de problemele politice. Sunt să mulțumesc în mod deosebit domnul președinte Maradiuc, domnului Borsan, domnului Brașovski și alții din conducerea ONU care a înțeles importanța manifestării culturale, spirituale de aici, la Slovenca. Și în felul acesta, prin prezența dumneavoastră, dumneavoastră ați dat un suflu de încredere celor prezenți în această sală, în speranța că totuși o lucrare, o scânteie de viitor este posibil de găsit prin sprijinul dumneavoastră. Vă mulțumesc din toată inima pentru îndemnul de a fi prezenți la această